Prieteni, vă salut! Suntem în a doua jumătate a lunii octombrie. Astăzi am venit așa să facem o... să verificăm stupinile să fie tot în regulă. Strângem deja vasele unde am avut apă. Azi, având așa o zi poate mai cald din ultimele zile, văd că sunt ceva albini la apă. Asta nu înseamnă că avem puiet. Pur și simplu acum să mai fac ceva mutări din miere, de piramii, din mărginile, aduc albinele, aduce mierea în mijloc și din cauza asta au nevoie și pentru apă ca să facă toată procedura. Filmarea de astăzi sau în locație dată vreau să o fac în formă de anunț. Practic deschidem deja, să spunem, sezonul sau înscriere pentru cei care au nevoie de familie în sezonul 2024. Din cauza că deja s-au pornit mai multe proiecte și știu că băieții sunt care caută familie. Noi o să avem în vânzare în primăvara 2024, dacă vom ajunge cu bine și pace, vom avea familii cum pe ramă mare, așa și pe ramă de 3 sferturi. Prețurile se vor discuta în principiu cu fiecare individual, dar la general o să fie prețul de anul trecut. După cum știți, avem posibilitate să eliberăm facturi și toate actele care sunt necesare pentru a participa la proiecte sau a lua subvenționarea. Ajutăm cu mai multe informații dacă este nevoie. În primul comentariu o să las câteva numere de telefoane la care vă puteți adresa în legătură cu partea asta documentară, deci legat de proiecte. Și o să las numărul meu de telefon pentru cei care vor avea nevoie de familie de albini. Pentru reginii vom începe să preluăm comenzile după 1 sau după 5 noiembrie. Tot o să facem un anunț. Așa că cei care au nevoie, poftim adresați-vă, discutăm care va fi modalitatea. Știu că la noi foarte mult caută și roi pe 4-5 rami în primăvară. Asta vom ști doar în a doua jumătate a lunii aprilie, dacă vom vinde astfel de familii mai mici, să spunem așa, în formă de roiuri. Și dacă toți suntem la stupină, vreau să arăt câteva familii cum se prezintă la noi. Și azi dimineață au fost în gheață, nu știu cât băieții ne-au sunat, au spus că era gheață pe capace. Ieri au fost în gheață, practic în fiecare zi deja avem dimineața brumă. O să rog pe Cristi să vii mai aproape. Nu mai ridicăm înăuntru, doar la ceea ce se vede așa deasupra. Poftim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intervalele a 8-lea și primul nu-l socoatem. Pentru noi o leacă o să înțepe. Dă Cristi în partea asta să ne uităm ce avem aici. La fel, familia e frumoasă. Dacă este să ne uităm la tot paletul. Aici la fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ultima și prima noi nu luăm în calcul. Poate chiar și încă una. O să fie poate 5 intervale care vor să intre foarte bine în iarnă. Na, aici e și mai frumoasă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prima și ultima n-o s-o coate. Da, Cristi, să ne uităm și la următorul. La fel, arată destul de bine. Să vedem aici, mă tine că e era mai slab. Nu, aici este foarte bun. Aceste familii nu s-au mai lucrat în cuib după ziua când s-au extras mierea. După cum știți, noi în momentul când extragem, atunci se fac și cuiburile. De asta am spus-o, cred că 10 de ori deja. Atunci se face primul tratament după floarea soarelui și atunci se dă prima hrană. După asta, până la momentul de față, am mai făcut încă un tratament și cât o mai fost nevoie, am suplimentat cu hrană. După ce s-au scos
hrănitoarele și s-au pus diafragmele și pelicula. Vis-a-vis de pelicule, o să vedem, o să verificăm dacă va fi condens, că asta foarte mult va depinde de ce fel de iarnă vom avea. Dacă va fi condens, atunci în cazul dat o să fie scoasă pelicula. Dacă nu, așa va rămâne din cauza că în primăvară nu prea reușim să le facem toate la timp. Cam asta, o să mai fac o filmare referitor la restrângem, nu restrângem cuiburile, scoatem sau nu scoatem ramele din mijlocul cuibului, dar asta o să fie în următoarea filmare. Așa că cei care nu sunteți abonați, abonați-vă ca să fiți la curent cu ceea ce noi arătăm. Noi ne stăruim în mare parte să arătăm doar lucrurile care sunt așa pentru noi mai importante. N-avem timp și, dar cred că nici nu e nevoie să arătăm fiecare mișcare care facem între paleți la stupină. Și iarăși închei cu ce? Cu anunțul cu care am început. Cine au nevoie de familie, poftim, adresați-vă. Cei care au de gând să scrie diferite prostii că nu-ți mai cumpără nimeni familie, știu că o să fie de ăștia foarte mulți, să ajungem până în primăvară. Și atunci în primăvară o să vedem că noi apicultorii, noi primăvară numărăm bobocii. La toți pace și sănătate vă doresc!